Nu-mi place să fac roast, nu vreau să se supere lumea pe mine, dar merg pe premiza că prostul nu râde, se enervează. Și cum avem de-a face numai cu oameni din showbiz, știu că nimeni nu e prost, numai oameni inteligenți. O să iau o întâmplare, câteva personaje care au fost la al patrulea jurat. De ce al patrulea? Alți trei nu erau buni sau ce? Și la stand-up Revolution sunt cinci, mai mulți. Patru băieți și o fată. Teo, Vio, Badea, Maria și o fată. Atitudinea este feminină, energia. Nu, nu, vocea. Cum poți să spui că ești bărbat? Sănătate, bine ați venit la umor. Dacă Maria ar fi mers în juriu la, eu știu, la Vocea României, dispăreau Smiley și Teo Rose. De ce să lipești două scaune când poți să pui unul generos? Au fost atât de mulți în rolul de-al patrulea jurat încât unii nici nu știu ce căutau acolo. Rocco. O să vorbesc încet ca să ți se traducă. Dumnezeu a fost bun cu mine. De 20 de ani îmi doresc să fim colegi de platou. Despre Nicoleta Luciu vreau doar să adaptez o strofă de-a lui Adrian Păunescu. Cine are tripleți, două surse având, ca să-i vadă crescând, să-i hrănească pe rând. Dani Osil l-a luat partener pe Răzvan Simion doar ca să pară spontan în comparație cu altcineva. Dacă lui Dani ar fi venit să-i facă rost Mihaela Rădulescu, aș fi trăit senzația aia când mama lui Bendac i-a făcut rost. Răzvan Simion a venit în juriu doar așa, să vadă după 14 ani de neață cum e să ai umor. Publicul a reacționat de parcă erau la emisiunea Răzvan și Nani. Mai bine îl lăsau singur, fără colegii din juriu, fără public și s-ar fi înurmit Răzvan și Fanny. Lui Dani a făcut rost soția lui, ceea ce înseamnă că n-are niciun rost acasă. Când am văzut-o pe Maya Morgenstern în juriu, atât de gravă, de tragică, am uitat că mă uit la Ai Umor, am crezut că emisiunea se cheamă Ai un mort? Parcă am simțit o Morgenstern. Parcă nici nu ieșise din rolul acela din Patimile lui Hristos, rolul de măicuța Domnului, și a venit doar așa să nu-l lase pe Bendac singurel la greu. Da. Nu era. Era Iisus. Nu Iisus? Când a venit Morgenstern nu era Costel, Costel. Delia, te uitai la doamna Maya Morgenstern așa cu groază, știind că o să ajungi ca ea. Mare vedetă, vreau să zic. Da, ai timp, ai timp. Doar inima ta are 16 ani. Ocazie cu care vreau să-ți urez, să-ți urez la mulți ani pentru împlinirea vârstei de două inimi și jumătate. Am aflat de curând că te cheamă Matache, deși uitându-mă pe YouTube am crezut că te cheamă Delia Fiat, Delia Fiat Connector, Delia Fiat Taxi. Nu vi se pare că Delia în acest juriu este ca o bijuterie scumpă și inutilă? Trebuia să... Oana de pe colivă, ce să spun? Da, domnule, da, atârnă frumos. Trebuia să zic ceva frumos. Ești ca un ceas de 300 de mii de euro, care și unul de 59 de lei arată același lucru, o oră exactă. Ați observat, cei din public, că Delia între doi concurenți mănâncă? Dacă vreți să slăbească, băgați un singur concurent. Să se audă asta, să se consemneze. Costel, hey. Ați auzit? A ieșit un sunet din smocul ăla de păr. E viu. Mă uit la tine, mă uit la Tudor Chirilă și îmi dau seama că fiecare juriu trebuie să aibă oaia lui. Am să vă spun o poveste. Când eram copil, mergeam la bunici, la țară. Bunică mi era o persoană haioasă, făceam mișto de ea, nu se supăra, ne pupa pe toți. Ei bine, bunica a murit, bunicul meu s-a recăsătorit, deși noua soție și la fel de haioasă, nu mai merge nimeni la ea. Ați înțeles cum a fost înlocuit Bendac?
Costel, ești unul dintre cei mai buni comedianți, dintre Teo și Vio. Nici nu știu acum care e unul și care e celălalt. Am impresia că Teo e celălalt. Nu, dar sunt amândoi cu chelie și barbă. Îți dai seama că dacă te-ai bărbieri și ți-ai întoarce capul cu susul în jos, n-ar mai ști nimeni care e Teo, Vio, Costel, ar fi la fel. Bun. Ai 3 copii frumoși cu același partener de viață. Păcat că nu se poate lăuda și soția ta cu același lucru. Toți băcăoanii care le-am spus că știu și eu pe cineva din Băcău, pe Costel, mi-au zis că de fapt ei sunt din Iași, Suceava, Maramureș, ba chiar din Mongolia, Azerbaijan sau Ucraina. Cerban Copoț, veșnicul prezentator, din Animal X, ar putea să-și facă o nouă trupă, Animal Y, și nu că ar mai fi în stare să cânte, ci că e nedespărțit de Dan Badea, care nu vi se pare că seamănă cu o omidă cu dinți? Omidă cu dinți. Inserturile cu cei doi, în timp ce un concurent e pe scenă, nu vi se par un fel de pam-pam de la brigăzile de pe vremuri? Da. Cum dă concurentul o poantă, hop și e, cu replici inteligente de genul, așa e. Așa e. Corect. Corect. Ce bine a zis. Ce bine a zis. Vi imaginați la un concert Delia? Da, mamă, așa e. Sunt beată. Corect. Pentru că altfel nu... Bine a zis. Pe Dan Badea îl apreciez foarte enorm. Foarte bună asta. Da, hai. Zic foarte bună asta, am zis și eu o completare. Pentru public. Da. Pentru public. Atenție la ce spune Costel, dacă nu-i bună, nu râdeți. Pe Dan Badea îl apreciez enorm, are mari șanse să calce pe urmele lui Micuțu, doar că trebuie să calce cu ambele picioare într-o urmă de-a lui Micuțu. Am fost la sala Palatului, la Dan Badea, era mai mare pe afiș decât pe scenă. Păi asta departe. Show foarte bun, lumea zicea foarte tare dacă când apare Dan Badea, deși era pe scenă de 2 ore, unii au și râs, probabil la aia care ascultau un căști pe Costel sau pe Bordea sau pe Chelu. Chelu. Tu ți-ai mai luat roast și de la Marian Godină s-a făcut mai mic. Da, da, și eu i-am făcut bine, dar nu s-a difuzat. L-ai ajutat să crească în acțiuni. Daniel Lazar s-a făcut bine roast-ul. Dan Frânculescu, dacă aș mai zice și eu ceva despre tine, ai începe să crezi că chiar contează în showbiz. Nu contează. Dă înainte. Cred că fanii tăi sunt copiii ăia cărora li s-a scăzut nota la portare doar că au zis pârți sau cărici la școală. Tu ai fost răzbunarea lor. Nu. Meschin. Și chiar așa, ce fani ai tu în afară de copii? Cei între 20 și 60 de ani fac sex, nu trebuie să cânte despre el. Ăia peste 60, îți imaginezi cum ar cânta moșii și babele pe versurile tale? Când mergeați la vot să alegeți mea, gândeam pe canapea că parcați ceva. Aia cu votul e bună, chiar că pe oricine alegeți e fix mea. Doamne ajută! Dar pensionarii de pe canapea, nu sunt sigur că ar te ceva. Un lucru mai vreau să zic, indiferent cât de acid am fost sau n-am fost, că vă respect pe toți, maxim, și că aici, la Iumor, mă simt ca într-o familie. Respect! Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Radu Pietre. Domnul Crăciunescu, nici măcar un roșu, un 11 metri. O, ia galbenul pentru simulare, lasă, ia și tu-te. Dacă nu se poate, nu se poate. E, ce, faci o cerere. A încercat și el. Am încercat, dacă nu pot să obțin nimic. E, ce să faci? Și așa nu mă pricep eu la fotbal. De-aia îmi place mie campania aia, eu sunt 12, că nici eu nu mă pricep ca ceilalți 11. De câte ori mă uit la vreun meci, așa, nu prea înțeleg niște chestii. Și de asta am profitat de faptul că sunt niște experți aici, în fața mea, să le pun niște întrebări. Eu nu fac altceva decât pun niște întrebări. Domnul Crăciunescu, de ce se îmbracă, domnule, arbitrii în negru? Pentru că așa e moda. Nu, vă spun eu.
ca popii se îmbracă negru, că pot să-mi groape un meci, vă spun eu. Numai că... Bună, bună. Numai, domnul Pietreanu, că a fost moda asta, a trecut acum. Plus că poartă un doliu ipotetic după mama lor. Au zis ce strigă tribunele. Dar de ce Răduceu și Bergodi vorbesc la fel de prost limba română? Vă spun eu, pentru că unul vrea să o învețe, celălalt să o uite. Și ăla care vrea să o învețe e Răducioiu. De ce Adrian Mititelu, când vine în București, își ia la revedere de la rude, la prieteni, pentru 2-3 ani? Pentru că merge cu metroul și aude din când în când: atenție, se închid ușile. Oho! Mamă! Știe cineva de ce s-a lăsat penalti de fotbal și nu mai sponsorizează? Pentru că el a vrut să mituiască arbitrii cu folcloristii și ăștia i-au trimis pe Irina Login și pe Maria Ciobanu. Și ce sunt? Ce simte un fotbalist când execută 11 metri? Ce simți? Domnul Gardoș, ia spune. N-a bătut niciodată. Asta simte. Deci ori mă scot, ori o să am 50.000 de frățiori, după cum strigă publicul. Exact. Ce diferență este între Tamaș și Mutu? Sunt câteva diferențe. Unul dă pumn de bani la lăutar, celălalt pumn în cap la ospătari. V-ați întrebat, domnul Raț, te-ai întrebat de ce unii fotbaliști poartă genunchiere? Pentru ca tu și cu Torje să nu-i loviți cu capul în genunchi. Dar Raț nu e atât de mic, Torje chiar e mic. Torje e mai mic decât mine. Da? Îi apreciez pe fanii dinamoviști, că sunt câini până la moarte, și acum că Dinamo retrogradează și din divizia B și dincolo de ea. Mamă! A turut asta! Și poate v-ați întrebat de ce nu antrenează Cornel Dinu. A trebuit să-mi notez. Pentru că este incomprehensibil pentru un jucător să eludeze intercalarea semidogmatică a sferei exhaustive printre membrele retropostale, în sensul că să nu-i dă ea craci. Urechi, craci. Pentru mine e important ca fiecare jucător să fie la locul lui, cum a fost craioveanul la Craiova. Și... îmi pare rău că, uite, în juriu nu mai sunt Delia, nu mai e Chelu, nu mai e Bendac. Mă gândesc că Bendac de aia n-a venit, vrea să se lase de umor, să apuce de fotbal, și mă gândeam ce post i-ar veni lui. Atacat nu, că-i patinează mingea pe chelie când vrea să dea gol. Mijlocaș nu, că-i cam gras. Fundaș, cred eu. Am zis. Da, și... pe Chelul aș pune să scrie texte pentru galerii. Da, clar. Ce mai potrivit, cred. Bine, da. N-are voie deocamdată, că are câteva etape de suspendare și... îmi place foarte mult Naționala României. N-am văzut niciun meci, dar îmi place. Vreau să-mi fac și eu tatuaje cu chipurile lor, dar n-am timp, că schimbă repede și când să... n-am timp să fac tatuaje. Și am scris câteva chestii despre Națională. Ești jucător în Naționala României dacă atunci când iei salariu, cu jumătate din bani îți iei o mașină scumpă, iar cealaltă jumătate o pui lună de lună deoparte să-ți iei altă mașină și mai scumpă. Băi, glumă, glumă, dar are mare dreptate. Bă. Vă dați seama cum pleacă Naționala României la meciuri? Autocarul gol în față și 22 de mașini scumpe după el, așa. Ești jucător în Național României dacă driblezi tot, ai viteză, ajungi în câteva secunde în care o advers, tragi la poartă și auzi antrenorul să gândi: ia și mingea, bă! De ce nu joacă bine cei din Națională? Pentru că sunt tot timpul cu gândul la iubitele lor și Borcea-i liber. Stres! Apropo, știți cum îl salută elevii, studenții, copiii pe Borcea? Să rămână tată! Jucătorii din Naționala României sunt de mai multe feluri. Matematicieni, aia care zic: o să dau 120% pe teren.
căpșunari, ăia care iau ceva din iarbă, din reflex și bagă în sân. Și pariori care zic, chiar dacă am pierdut cu 2-0, pun pariu că dacă mai dădeam 3 goluri, îi băteam cu 3-2. În 1986, când Steaua a câștigat finala de la Sevilla, Helmut, ai avut 4 mâini? De atunci au vrut să facă poarta mai mare. Nu se poate, bă, s-a apărat tot. Trebuie să facem poarta mai mare. A apărat și a păzit poarta stelei. Și ar trebui introdus în rugăciunea. Duca Doamne apără și păzește. Excelent. Bun, bun. O să iau puțin chitara pentru că mie îmi plăcea fotbalul de la Craiova pe vremea când era fotbal la Craiova. Oblemenco. Balaci, Oblemenco, vreau să zic ultimul. Și pe vremea aia chiar se juca fotbal la Craiova, până și Adrian Păunescu le-a făcut un imn, dar astăzi imnul ar suna cam așa. De bucurie rar avură în parte, când voi jucați la meciuri ca la nunț. Decât antrenament, mai bine moarte. Și vă mișcați ca și cum ați fi munți. Și tricolorul românesc se închină când vede ce sportiv mai joacă azi. Cu 4 damigeni de tescovină și 20 de legături de praz. Oltenia nu mai e Terranova, un zaibăr ci cu țuică în privire. Iar Universitatea din Craiova trăiește astăzi doar din amintiri. Oltenia nu mai e Terranova, cu Zaibăr și cu țuică în pri... Să nu mă împiedic chiar că nu mai primesc cartonaș. Ah, foile. Cartonaș al... Respect! Ce mă așteaptă în seara asta? O să mi le iau așa că o să încep eu cu roasturile ca să nu... Și încep cu voi. Viitorii mei colegi de juriu, cu ce să-l ard eu pe chelul? Cu folk. Cred că n-ai pupat folk pe scena asta în viața ta. E moartea ta folk-ul. Unde duci tu, chelule? Unde duci tu, chelule? Să pas chiar, bă, domnule, să pas chiar, bă, domnule. Cum se simte, chelule, cum se simte, chelule, văd sinapse, domnule, moftul galben, domnule. Cine te prinde, chelule, cine te prinde, chelule, polițaiu, domnule, roz cu verde, domnule. Ce urmează, chelule? O pedeapsă, domnule. Ce pedeapsă, chelule? Să stau în juriu, domnule. Niciodată. Ia să vedem acum dacă recunoașteți. Bine, m-au rugat de la producție, băi, să nu faci mișto de Delia cu mâncatul, cu de-asta nu mă pot abține, mă înțelegi? Da. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am. Aș vrea fasole cu ciolan. Aș vrea sarmale în miez de noapte și niște tăiței cu lapte. Citește-mi cartea de bucate. Foarte drăguț, sarmale în miez de noapte. M-am regăsit de multe ori în situația asta. Când mi se pune câte o poftă dintre asta, mi se pune fix în miez de noapte. Aș vrea mâncare și în tramvai. Aș vrea banane dacă ai. Aș vrea cârnatul de 3 metri. Prăjitură kilometri. Aș vrea puțină ciorbă în ceai. Cine m-am făcut om mare, dar nu cred că e de la mâncare. Frigiderul e perfect, dar cântarul e defect.
Iar eu am un trup perfect. Cam atât, ca să nu mă întind, că după aia mai învin. Eu sunt sigur, Mihai, că dacă Gheorghe Dinică trăia, venea și el invitat să-ți facă un rost, așa că n-a putut. Toți morții mă trimit pe mine. În juriu de la iumore, unde se râde așa și așa, se ceartă zilnic cu un actor, cu Chelu și cu Delia. Ai fost Vanghelie și Vadim și Vișinescu, Becalin, Fernando, cum prea bine știi, numai că tine nu poți fi. Tu ești actorul vieții mele. Ca într-un film cu retardați, cel mai ok dintre lichele și cel mai slab dintre jurați. Și când filmezi până dimineață, îți vine domnule actor să-ți bași piciorul în ea de viață și-n mama lui de ai umor. Te-ai decis. Bună dimineața. Doamne ajută. Sincer, mi-a fost dor pentru că mă simt foarte bine aici. Mă simt ca într-o familie. Bine ați venit! Radu Pietreanu! Eu sadici sunteți. Să mă chemați, să mă plătiți, să fac mișto de băiatul ăsta. Să râdeți ca sadici acolo și să-și dea pumnii în cap. Ce pot eu să fac rost despre micuțul? Am venit cu voi. Cum era să vin cu textul învățat în cap? Însemna să-l flatez. Pietreanu este, cum se zice, un zeu al umorului în România și a considerat că nu este sub demnitatea lui să salute noua generație. Da. Ascultam casetele, dar ce făceau în spectacole live, mi se părea, îți dai seama, cred că 98% din oamenii care fac stand-up în momentul ăsta au ca bază Vacanța Mare, Dor Octavian Dumitru și Divertis. Am venit puțin forțat, pentru că niciun stand-up n-a vrut să facă mișto de micuță, n-a vrut să facă rost, căci că-i bate. Băi, n-are cum. N-are micuțul, are simțul umorului. Nu se supără, nu se enervează, nu-i bate. Dacă toți s-au speriat, ăștia care îl cunosc atât de bine, înseamnă că asta e părerea lor despre simțul umorului al lui micuțul. Că-i bate. M-am documentat, o să fac o scurtă prezentare. Cosmin Nedelcu, Focșani. Toată lumea a auzit de el. E foarte cunoscut, celebru, mare, curat, frumos asfaltat, 250.000 de cetățeni, se mai zice și orașul Unirii, arhitectură specifică județului Vrancea, m-am documentat. Minunat. Nu știu dacă atunci când erai mic erai la fel de mare, dar știu că atunci când ai plecat din Focșani a rămas un loc gol pe harta Vranceai, așa. Am urmărit interviul ăla cu Andreea Esca, când ai fost acolo la Iași, și zicea că erai foarte bun la școală, nu prea ridicai mâna, n-avea cric. Ben! El a venit în București să învețe la un ATC să fie un actor ca Bendeac, mai juca, mai mânca. Dacă juca atât cât mânca, își cerea scuze Shakespeare că a scris prea puține piese. Aflu acum din foaie că lumea îl știe de la Ai Umor, în puii mei, băieți de oraș. Deci dacă vreodată vă enervează, face vreo prostie, Bendeachii de vină.
fără bendeac nu ajungea pe televizor, vă spun. Și invers e valabil. Cei care l-au văzut pe micuțul la stand-up au zis: bă, trebuie să fii tâmpit să-l bași pe televizor. Aule, am uitat că e rostul lui micuțul, nu al lui bendeac. Scuze pentru cuvântul televizor. L-am văzut pe micuțul într-o reclamă și m-am gândit, băi, sunt smartphone-uri, da? Să faci reclamă, aveți și voi telefoane inteligente. S-au uitat producătorii respectiv la micuțul, bă, la ce să-l punem pe ăsta să facă reclamă la smartphone? La huse. La huse ai făcut. Te apreciez, sincer te apreciez, pentru că ești un tip echilibrat și la modul în care te depreciezi, tu trebuie să te apreciezi eu să fii echilibrat. Vreau să mai spun un singur lucru. După ce ne-ai stresat ani de zile cu glumele tale de rahat, la care nu mai râd nici copiii de clasa întâi, măcar acum, la sfârșitul carierei, să ai demnitatea, dar nu mai cer și nici... Ah, scuze, foaia pentru arșinel, nu știu unde... Le mai încurc, bătrân, nu mai văd. Vai, 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 vai. Vestea care a șocat România, a slăbit micuțul. Bă, nu-mi venea să cred. Când am auzit asta, m-am dus la el la spectacol să văd cu ochii mei. Și într-adevăr, slab, foarte slab. Când am auzit că ai pierdut 50 de kilograme, eu m-am gândit la crimă. Unde-i Dumitrița, unde-i cadavru? Nu, dar e... Când ai 170 de kg, bă, frate, să pierzi o treime din tine, tu care ești un băiat plin de talent, inteligent, plin de bun simț, care treime ai pierdut-o? Câte puțin în pace. Sfânta treime. Știu că ai un barber shop, am fost și eu la tine acolo, ai făcut 500 cu o bere și acum am venit să-ți o plătesc cu vârf și îndesat. Bă, era să zic, grasule, nu mai merge. Bă, prietene, pe vremuri ziceam, băi, prietenilor, acum zic, băi, prietene. Tu încă nu-ți dai seama cât ești de penibil, că te bagi în toate emisiunile, în toate juriile, în toate reclamele, furi textele colegilor de scenă, nu te mai suportă nimeni la cât de aroganți. Asta e pentru Bobonete. Scuze, iar bările... Doamne Iisuse Hristoase, Sfântă Născătoare de Dumnezeu și Maica Domnului. Nu, le mai încurc. Cosmine, dragule, vorbeam de barbershop, e mișto, e o idee genială. Să vină omul să stea relaxat, să-l vorbirești în timp, pe ăsta să-i pui la televizor texte de ale tale, imagini din spectacolele tale. Poantele sunt bune, omul nu râde că e frică, mă, că are briciul ăla la... Da, da. Dar ele sunt bune, nu te descuraja. Fă altceva, cafenea, nu știu. Stand-up cafenea. Am aflat că tot de la ESCA, atunci din interviu, că ești singur la părinți. Păcat că părinții tăi n-au știut și au gătit pentru toți. Uite, acum aveai ocazia, când ai slăbit 50 de kg, să-ți faci un frate din el, să nu-l arunci așa în eter. Bine, te felicit pentru ambiția de a slăbi, dar uite că sunt și consecințe, ți-a rămas tatuajul mai mare. Tatuajele, de fapt, acum cred că s-au aglomerat la cei acolo, nu mai... Tom nu mai fugărește pe Jerry, eu trage lui Dixie, Dexter o abrutizează pe Bambi, nici nu mai știu ce acolo. Parcă-i văd pe cei 7 pitici, bine, acum sunt pliuri, unii peste alții, așa, 7 pitici. Da. Bună, bună. Mi-a zis cineva acum câțiva ani, băi, știi că micuțul face stand-up în pușcărie la Iud? Băi, zic, bravo lui, e optimist, altul se spânzura în celulă. Doamne, Doamne. M-am întrebat, bă, dar pentru ce l-au băgat? Ce a făcut? Nu, ai fost acolo, ai văzut oameni condamnați, criminali, violatori de asta. Și atunci de ce vrei să mă bați tu pe mine pentru un rost? Ai văzut ce pățesc că e acolo?
vrei să vină Dan Bate să-ți facă stand-up? N-are rost. Nu, eu zic să te pui pe muncă. Ai o vârstă, eu la vârsta ta aveam 30 de spectacole scrise, aveam propria mea emisiune TV, sunt geniu din Cărbunești. Vrei tu geniu din Focșan să-l bați pe geniu din Cărbunești? Nu se face, nu. Fii muncitor, nu te lua după ăștia din jurul tău. Ăștia au cariera lor. Uite, Chelu, dacă și-o mai bagă de 7-8 ori, mai scoate o piesă, un album, mai trăiește 2-3 ani. Tu trebuie să o faci zilnic și live. Rudeat. N-a tot să mă supără. N-ai ce face, n-ai... Uite, întreabă pe Delia, ce simplu e cu muzica, nu? Niște cazemată kilometri, niște mentă în ceai, bla, bla, s-au dus grijile, fac drepturi de autor, s-a scos. Uite, domnul actor, Bendeac, vrei să fii ca el, actor. Ăsta joacă revizorul și bani din cer dinainte de să fi scris. Și acum ce faci? În loc să stea să joace la teatru, belește ochii la toți idioții de pe scenă, pupă toate amețitele care apar pe aici, nu te lua după ei. Vezi că ți-a rămas extra piele. La muncă și umple-o, baftă! Bravo! 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 Să ne așezăm comod și să ne bucurăm. Iată-l din nou. Deși am făcut multe glume de religie, să știți că sunt un tip religios, cu popii am eu ce am. Mergeți și voi la biserică, știe cineva o slujbă din afară? Pentru că nu înțelegi ce cântă popa ăla. N-ai cum să-l verifici dacă greșești. Poți să-l corectezi? Poate te și înjură. Mâncam, bă, nimic. A, dacă îi dai bani, auzi ce cântă popa. Ia, ninja, vină că ia 100 de euro, sfințește și mie mașina. Se sfințește mașina aceasta, vâjă, aub, zice și seria de pe motor. Cântam la anunț pe vremuri, cu 30 de ani, totul era varză, varză, varză. Da, cu 100 de ani, vă gândiți, bunicii voștri, foștii mei colegi de facultate, când ascultam muzică la patefon. Mai știe cineva ce e la patefon? Un fel de pick-up de la învârteai cu manivela așa, nu era curent electric pe vremea aia, cam așa se auzea un disc cu zavaidoc pus la patefon acum 100 de ani. De la primărie în sus, melinul. Oalana. Toate lămpile s-a atinte din oleană, nu mai la mătruța mea. Na-na-na-na. Arde lampa ca și-l stâmi, na-na-na. Luai caluși, biciuși, calin, luși, biciuși, calin, luși, biciuși, calin, luși, biciuși, calin, luși, na-na-na. Trebuie de-a lui jumătate Lenou Lenou. Că se pot copa din spil. Așa era pe vremuri. Asta ca asta, patefonul ca patefonul. Dar toate au evoluat de atunci, vreau să mă credeți. Boxele au evoluat foarte mult. Acum 30 de ani, 35 de ani, când cântam la anunți, aveam niște boxe de la cât cutia de pantofi făcute din carton. Dădeam mai tare cu basul, să bulea boxa. Așa cântam, până dimineața la nuntă, n-aveam alte boxe. S-a auzat... Juca lumea.
Știau că e sârbă, că le spuneam noi. Bine, bă, puteai să răspui orice. Ca popa ăla. Și pe-a mea, bă, nu înțelegea nimeni nimic. Bă, era varză. În ziua de azi, dacă ar fi boxe de alea, ar fi nasol de tot. Ia gândiți-vă că vine duminică, ați jucat singurii voștri bani la 6 din 49 și așteptați să luați miliardul, să fiți cei mai ciumești din sat. Și începe extragerea. Nu știi, ești miliardar, ești al ratatul ăla dinainte, nu știi. Nu înțelegi nimic. Te duci la gara, ați văzut că la gara vorbești cu casierița printr un panou de la de plastic cu un difuzor în mijloc. Se rămână 2 bilete până la Constanța. Până la Constanța! Ce atâta vorbărie, domnule? V-am cerut 2 bilete până la Constanță. Urlioșul. Pe asta ai auzit-o, ia dracu, mâncă. Microfoanele au evoluat foarte mult. Astea fără mați sunt geniale. Am văzut o fază penibilă, băi, la Teatru Național de aici, în București. Era pe scenă marele Radu Beligan. Trebuia să recite o poezie și avea un microfon cu fir, dar nu prea făcea contact firul ăsta. Când făcea, când nu făcea contact. Cam așa, ce ai pățit-o, Mihai? Așa s-a auzit poezia lui Beligan. Din derensute de catarge, ca urile, cât ori sparge urile, dintre păsări călătoare, ce stră urine, rog mos, acest ceva, ofonul ăsta când ba în el de ofon. Vedeți, muzica a evoluat. Dar încă mai sunt reminiscențe care ne strică tot șarmul, tot. Uite, vă mai dau un exemplu. Să ne imaginăm că suntem 100.000 de oameni pe un stadion și vine cea mai tare trupă a tuturor timpurilor. Am dat 500 de euro pe bilet, urcă trupa pe scenă. Ua, gagicile cu bikini, ua, ua. Începe trupa să cânte. Cât de pare că sunt o dragă la mine. Departe. Opriți dracu CD-ul ăla. Hai să cântăm live, toată lumea cu mine. Cât de departe. Se întâmplă. Din cauza condițiilor tehnice. Dar cel mai mult în muzica românească mă enervează versurile, frate. Avem niște versuri incredibile. Uite, să-mi spuneți, vă rog, în ce localitate se desfășoară următorul cântec. O bătrână într-o gară. Nu-i Târgoviște, când mai încolo zice petițul, te-aș întreba unde e Târgoviște, eh? Baba se rătăcise în altă gară. Dar porcul ăsta de compozitor nu ne spune în ce gară. Vă spun eu, notați. O bătrână într-o gară, într-o gară feroviară, pe fetiță o ruga, share location ca să-i dea. Fetiță, am modernizat un pic, nu? Că nu știu, m-am rătăcit, GPS-ul s-a bulit. Fetiță, ce facem dacă nu înțeleg tinerii? Trebuie să adaptăm să înțelegă și tinerii. Și-am primit și eu scrisoare. Mai scrie cineva scrisoare? Hai să fim serios. Și-am primit notificare de la băiat. Așa ar trebui făcute, cu neologisme, să înțeleagă tinerii. Nu o să vă țin prea mult, am văzut că ați început. De fapt, am început toți românii să umblăm prin străinătate, să ne simțim bine. Ce cred ăia, cum ne zic ăia, nemții, francezii, italienii, când ne văd pe noi românii prin țara lor? Cum ne zic? Leneși, hoți. Păi ce bă românul e hoț, filar, casa, mamilor? De fapt, dacă ne gândim puțin, care e prima poezie pe care o învață orice copil în România? Cățeloș, copac. Ce face that king dog? Asta e prima lecție de cultură a oricărui copil de România. Să fure și să se jure strâmb. Băi, când se naște un copil în România,
O ține pe măsa de degețel. Ia alte ce hoție mânca la mama. Un copil în România nu adorme, îl fură somnul. Un băiat nu sărută o fată, i-a furat o sărutare. Dacă ești pe stradă acum, nu ți-ai bătaie, ți-o furi. Meseria nu se învață, se fură. Se știe. La nuntă ce se întâmplă? Se fură mireasa. Din anafu, cința cântată, ai chitanță. Dar românul nu-i hoț și nici bețiv. Bă, nu e bețiv, românul nu-i bețiv. Cât bea românul? Hai să fim sinceri, cât e un pic. 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 Până nu mai rămânea nimic. Misiunea lui pe această planetă să stârpească băutura. Să nu mai rămână. Și are și exemple. Cu paharul și cu litru, că așa bea mitropolitul. Și am să beau până o face mâța miau. Oprește-te, dracu, că mori. Mâța face miau de 2 milioane de ani. Dar românul nu-i hoț. Știu de ce fură românul. Din cauza altora care fură foarte mult. Dacă ăia de sus ar fura cu o liniuță mai puțin, am fi bogați toți, jeepuri, vile. Și am făcut pe piesa lui Pavel Stratan o parodie, imnul hoților din România. Și zice așa: eu fur puțin, puțin câte puțin, însă cum eu pe umeri nu mai pot să-l țin și am să fur atâta pentru că n-am să aflu cine din parlament poate să fure mult mai multe decât mine. Pe unde mir mă apuc și fur din Bricostor sau din Carrefour, și dacă mă las să fur din mall, îi las pe toți în fundul gol. Ca în aeroport eu te scanez și de mărunți te deposedez, și dacă piu e ușor, îți fur jitija din picior. Îți fur purcei din purcea, pe frate tot din maică ta, și dacă vrei eu să mă simt bine, îți fur nevasta de sub tine. Poți să-ți pui gărzi cu BGS, le fur bocan și tricou și fies, și dacă mă nervez mai mult, îți fur sistemul antifurt. Eu fur puțin, puțin câte puțin, pânsa cum eu nu mai pot să-l țin și am să fur atâta pentru că n-am să aflu cine din parlament poate să fure mult mai multe decât mine. Eu fur de toate, de la toți, îți fur și aerul din roți. Dacă tu furi un portofel, eu îți fur banii toți din el. Îți fur și plumba din măsa, pe tacto mare din pijama. Îți fur și limbile din ceas, paiul din ochi și mucii din nas. Dacă ești femeie și te sărut, îți fur și botoxul din râd. Și dacă mă lași să te... Ne facem formație. Un silicon șterpelesc. Și încet, încet, când te dezbrac, îți fur și părul de pe crac. Și dacă intru în tine puțin, îți fur ficație și un plămân eu. Puțin. Eu pregătisem un moment frumos, cum fac de obicei, de nu râde nimeni, dar între timp am primit o scrisoare foarte interesantă de la Moș Ajun și vreau să vă citesc, pe mine m-a surprins, efectiv m-a surprins. Zice așa: stimate domnule Pietreanu, numele meu este Moș Ajun și vă respect mult deoarece vă cunosc de când eram eu mic. Dacă nu vreți să se știe cât de bătrân sunteți, puteți trece peste această introducere, mă rog. Vă scriu deoarece mă simt nedreptățit față de vărul meu Moș Crăciun, iar dumneavoastră aveți puterea să mă ajutați, deoarece numai dumneavoastră mai faceți spectacole pentru categoriile de vârstă care mai cred în noi. Iată despre ce este vorba. Puțin știu că eu sunt cel care depune toată munca de Crăciun, pregătesc jucăriile, le pun baterii noi, țesal renii, hrănesc, dau sania cu ceară pe tălpicii, fac ITP-ul, cumpăr beteală pentru brazii copiilor, atârn globulețe, pun gospodină la treabă să facă sarmale cozonași cărnați. Ei bine, nimeni nu-mi mulțumește, nu mă laudă în colinde, nimeni nu știe nici măcar cum arăt. Toate meritele sunt atribuite lui Moș Crăciun, e degradant pentru mine și insuportabil. Mi-am pus un pahar de vin și am să-l beau în sănătatea noastră, domnule Pietreanu, în speranța că mă veți ajuta. Sănătate, glup, glup. Ah, bun, foarte bun. Domnul Radu,
Poate ați observat că toate personajele magice sunt bătrâne. Moș Crăciun, Moș Nicolae, Moș Iene, poate prind vreun boșoroc pe la ochii mei că-i trag una să reproteza. Baba Clanța. Baba Dochia. Mama Pădurii, Baba Dochia. Chiar și eu, Moș Ajun. Și cred că ni se cuvine respectul vârstei, dă un pui mie de treabă, că eu fac totul. Pregătesc renile, pun baterii noi, fac ITP-ul la jucării, cumpăr beteală de la gospodine, pun copiii să facă sarmale și cărnați. Pe când amețit-o la adevărul meu, Moș Crăciun, ce face? Bagă în el, ați văzut cât e de gras, băi! Gras! Bagă, bagă, da. Moșu! Au familie, n-au bani, trebuie să lase lapte și biscuiți pentru el. Ce face? Se suie pe acoperișuri. Ce ești tu, mă, ninja? Cici că-ți dă drumul pe coș. Iarna, când toți oamenii fac foc în sobă. Vă spun eu, aruncă doar jucăriile și fuge ca un laș. Dă-ți, mă, drumul în cap dacă ești bărbat. Du-te și intră prin centrala termică, du-te încolo de aici. Iau așa, prin calorifer. Dă-te, băi, agentul termic, să trec eu, băi. Exact! Mamă, mamă, doamne, ce m-am enervat. Am să mai beau un pahar de vin. Noroc, sănătate, să trăiți. Ah, marfă! Un vinuleț! Grădină sub cerul gurii. Ia să văd ce vin e. Moșească de Crăciunești. Puh, și aici ești, mă. Să continuăm. Foarte bine. Na, Radule. Toată lumea își bate joc de mine. Mâncați așa, mâncați așa. Dar cine e moșul ăsta? Moș Pietrenu. Ăluia îi cântă colinde. Moș Crăciun cu plete dalbe. De ce dalbe și nu albe? Da. Tu bei dapă sau bei apă? Ești din Dalba, Iulia? Și de ce cu plete? Ce, ești rocker? Tu unde te voi decent că ești un bătrân, băi! Iar mie îmi cântă bună dimineața la Moșaș. Bă, când dorm și eu. Ce, nu-ți place piesa asta? Ură-ți colindele! Eu muncesc noapte în cânte dimineață. Veniți, mă, mai pe seară, mă. Dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Am venit să colim. Dom, dom, să înălțăm. Când băierii nu se cață, dom, dom. Auzi expresie. Ne dați ori nu ne dați. Normal că toată lumea le dă. Cum ar fi să zică, Costele, nevastă ta, ne așteaptă mama, mergem sau nu mergem? Poți să zici nu mergem? Doamne, ce m-am enervat, mai beau un pahar, noroc, glup, parcă ar mai merge unul, sănătate, glup, glup. Așa. Bă, răducule! Uite care e faza. Deci eu îi pregătesc căluia, lui Moș Crăcilă, toate alea, bag jucăriile în fund la reni. Se sal gospodinele, spânzuri copii în brad, fac ITP-ul la globulețe, fac beteala în cârnați. Și el nemernic cu ce face. Ho, ho, ho! Exact! Deci, nu! Exact. Nu e adevărat. Nu, nu știu. Ori e bâlbuit. Oare are pareză, vrea să zică ha-ha-ha, dar nu poate. Oare are renii surzi, vrea să-i oprească și ea n-aud. Și se mai și îmbracă în roșu, zici că-i milfă la agățat. Păi, nu mai am vin. Te rendanjează dacă beau o vodcă? Doar un mic păhărel. Iau-te, n-am păhărel. Beau cu sticla. Club, club, slava Ucraina. Așa. Continuăm. Bre ăsta.
Sper că citești, că mi-e din ce în ce mai greu să scriu. Deci fie antenă. Retardul ce face? Se suie pe casă. Casă. Casă ce? Crezi că dacă venea la ușă și bătea, bă, v-am adus cadouri, nu-i deschindeau ăia? De ce le aruncă el pe coș? E furate. N-au timbru, n-are factură pe ele. Te rog eu. Răduc ulei. Fratele meu, nu mă lăsa anamoninat. Să nu mă lăsa să fiu nimeni. Crăcilă ăla n-a dat un ban pe jucării, sunt din banii părinților. Eu fac toată buca, fac cozonac de ren, mă pun cu cârnatul pe gospodine, la copii le trag un jut în globulețe. Mușcăciune, mușcăciune, pe la noi să nu mai vii, că te bag în sania mătii și mă schip pe jucării. Încă-i bine România. Dacă ar spune și Beteală în brad. Da, da, da. Bă, nenorocitule. Tu de ce ții cu Moș Crăciun, a? Te-am auzit o recitând, a pornit către oraș, Moș Crăciun cu un iepuran și am alas să-l... Băi, aia e exploatarea animalelor sălbatice. Exploatam ea iepurele. Exploatam ea iepurele. Și pe mine mă asociază cu ghinionul. În noaptea de Moș ajun, măi, tra-la-la-la, mi s-a rupt căruța într-un corect, mi se rupe. De toate gospodinele jubuim iar renu. De toți boracii iar răsfățați, mami, ce mi-a adus moșul? O sapă și un târnăcop de imbecil, că n-ai fost în stare să iei bacul. Glup, glup, glup. Are gust de gaz. Lichior de trandafiri. Gaz în roses. Răducule. Mie îmi scrie, mie îmi scrie asta. Răducule. Dacă nu mai vin pe 24 seara să-mi aprindeți o lumânare și să veniți cu ea aici încet și să dați foc la barbă unde simțetul adevărul și la brad și la casa aia plină cu jucării și la guvern și la parlament și la tot universul. Hai, liberare! Pe mama lor! Da, mamă! Sunt beate! La mulți nați! La ciulmani! La mulți ani! La mulți ani! Pălăi! La mulți ani! Nu mi-ar fi plăcut să-l am unchi pe Moș Ajun, dar momentul a fost impecabil. Foarte simpatic și mamă, ce convingător. Cunoaște foarte bine, de unde știe? Foarte bine. Nu poți să joci ce nu cunoști. A avut antrenament vreo 40-50 de ani. A avut, pentru rolul ăsta, a studiat mult. Dar seama cât mult a studiat. Câte lăzi de cărți a citit? Da. Pe tipul ăsta care a scris textul, tu ai scris, Costele? Nu i-am scris, dar vă recomand foarte mult. Este un institut, Ana Aslan, unde puteți să vă rezolvați problemele. Dar vreau să știu că, uite, eu nu am aflat despre această relație dintre Ajun și Crăciun. Deci el este Moș Ajun. Mie nu mi-au lăsat impresia că sunt prieteni, mie mi-au lăsat impresia că sunt frați vitregi, ceva the brother from another mother. Vă spun eu adevărul, Moș Crăciun e nebun, strânge pietre de pe drum și le dă pe la copii și zice că-s jucării. Moș Ajun este sclavul lui Moș Crăciun. Este un fel de om invizibil fără carte de muncă. Moș Ajun e un turnător. Moș Ajun a venit astăzi să ne spună că
șeful își bate joc de el. E un, Moș Ajun este un corporatist nemulțumit. Mai presus de cearta dintre cei doi ninja, mi-a plăcut că ne-a trecut prin toate stadiile beții. Asta vreau să zic. Ce a adus Radu Pietreanu mai frumos astăzi? Stadiile beții. Hai să bem un păhărel ca să se dezlege limba. Hai să mai bem un păhărel că parcă ar mai merge unul. După aia te întristezi, după aia devii agresiv, după aia devii agresiv și incoerent. După aia e bine că ești foarte, foarte beat și nu-ți aduce aminte ce ai făcut. Cam așa aș descrie. Eu am trăit de foarte multe ori drama lui Moș Ajun și nu vreau să știu ce am scos pe gură. Da, de câte ori să mai... De fiecare dată, da? Așa îmi place, da. Când nu o să mai filmez aici ceva, cum te mai văd eu, Dănuță? Doar prin spectacole te caut. Te... Eu! Da. Broasca verde. Eu! Pe toată lumea e nervos. Trei lucruri trebuie să țineți minte, dragi români. Dacă vreți să fiți fericiți, să vă iubiți familia, să vă iubiți țara și să-L iubiți pe Dumnezeu.